Despre ea, femeia care urmează să intre în platou, nu știu dacă era să ne uimească, dacă era să vedem un interviu cu ea în care să povestească despre cum e să fii măritată, pentru că recent spunea că e și măritată, divorțată și că are vreo 2 copii. Astăzi nu știm ce o să ne mai declare, dar cert este una, ne va cânta așa cum dar ea poate să cânte, însă nu a, înainte de a mai lua și pe la întrebări, Doinița German vine în platoul nostru. Te-ai măritată? Da, te-ai divorțat, ce ai făcut, fată? Încă de 3 ori de atunci. Mamă, de ce rapidă ești? Știi ce, băi, nu sunt eu rapidă, sunt rapide timpurile în care trăim. Așa. Ia, așa e secolul. Secolul este grăbit, secolul rachetă. Dar tu ai o memorie foarte bună, cu atâția invitați și să le știi poveștile de viață tuturor. Da, da, uneori chiar mă întreb, Doamne, dar eu am nevoie chiar să știu cum îi cheamă copiii la toți. Tu îți dai seama câți giga memorie operativă ai tu? Asta e, creierul este un mușchi. Dacă îl antrenezi, el devine tot mai mult și mai mult. Da, creierul... Creierul în general este, deci trebuie să-l folosim câteodată, măcar. Măcar. Începând de la asta, da. Eu deodată cum ai venit, deodată m-am uitat întâi cum ești îmbrăcată, pentru că femeia asta tot timpul când vine, ea surprinde prin stil. Tu mereu îmi zici ceva, eu deja vreau să vin îmbrăcată ca omul la tine, normal. La tine în emisiune și nu pot, pentru că mă gândesc că nu o să ai ce să zici de mine, așa? Știi? Și de asta trebuie peste tot merge așa, așa că nu mă lua. La tine cea mai frumoasă. La mine cea mai colorată, da, vii? Cea mai colorată la tine, da, pentru că, da, pentru că tu mereu îmi zici așa și trebuie să mențin marca. Așa. Deci, ia, zi-mi, ce chestii de aici ți-ai făcut-o tu? Sau nimic? Cu mâna mea? Da. N-ai făcut nimic cu mâna ta? Te-ai îmbrăcat cu mâna ta, măi? N-am făcut nimic cu mâna mea, nu sunt atât de răbdătoare, dar sunt niște chestii lucrate manual, da, uite, de asta popular. Asta e o chestie, e o catrință micuță, stilizată. Uh-huh. Este stilizată ca și coloristică, nu doar ca și ornamente, pentru că vezi că sunt culorile puțin netradiționale. Uh-huh. Pentru că și melodia pe care o am astăzi este etno, folclor stilizat, să zic așa, și de asta. Și toate chestiile astea pe care le-am mai lipit pe mine sunt făcute cu manual și mă mândresc cu ele, pentru că nu sunt costume, știi, luate la chirie pe care să le port odată, sau sunt lucruri care, nu știu, cred, sper din toată inima să le păstrez, să le poarte și copiii și copiii copiilor și să zic, băi, strămoșii mei încă purtau. Apropo, să știi că am și niște ei din astea foarte vechi și cu cât mai mult trece timpul, cu atât mai mare este valoarea acestor lucrușoare manuale. Dar eu știu că sunt foarte greu de îngrijit. Păi nu neapărat. Nu, ale vechi. Ce și le faci? Alea, deci toate, trebuie să te comporți atent cu ele. Deci costumul este un lucru sfânt, ca și scena de altfel. Nu? Trebuie să îl tratezi ca atare. Și atunci el ține mult și bine. Așa, scena o iubește pe femeia asta și dacă ea astăzi o să ne cânte ceva, ați văzut, etno-folcloric. Noi, data trecută când a venit la noi, i-am dat să facă și să spună niște cimilituri pe ritmuri. Mie mi-a fost tare vesel. Așa, acum, hai să revedem momentul, pentru că nu știu dacă toată lumea a văzut asta atunci la TV și o să ne spui dacă te-ai descurcat. Ți-a plăcut cum te-ai descurcat? Hai să vedem. Aici avem niște cimilituri, Doamne. Și avem niște ritmuri, pentru că tu vorbești repede și tu trebuie să faci rap. Beatbox, vrei să faci și... beatbox? Păi, dar cum, băi, cum o să faci beatbox dacă tu trebuie să citești? Ok, deci, faci tu beatbox. Nu, Fernira, știi, vrei să spun toți la televizor acum. Avem muzică. Da, hai, dați-mi muzica. Deci, pornim muzica. Poți să mă ridic? Da, dar cum? Hai, că nu poți să... Hai, sus. Fii serios, acum trebuie să suntați libertate, ia-uzi. Bucur și bucurase, bucurau că bucură el, e bucuros în București, eu. Bucură-te cum s-a bucurat și bucuraia când s-a întors, bucură el, bucuros din București, yeah. Te mai serioasă? Ia-o-s. Îmi schimb muzica, da. Sau rămâne pe asta? Nu, tot pe asta. Asta e. Yeah, trebuie să faci yo, hai. Yo. Mă, parcă am avut și chipiul de rapper, ia uite. O coropiș... Și măi, ce asta? O coropișniță și un coropișnițoi se coropișnițeau la noi, la gunoi. Nu coropișnița este... Nu coropișnița se coripișit... Ce e asta, mă? Încă o dată, reluăm. Nu coropiși... Nu coropișnița... Ok, și... Acum ai acolo, ia uite. Nu coropișnița se coropișnița... Mamă dragă! Coropișnițoiul coropișnițea pe coropișnița... Ce făceam, re? Hai, trebuie o coropiștița! Băi, fetelor, fiți atente că o să fiți coropiștițite! O babă... Babă, ia, o babă, despre cine e asta? Hai! Fii atent! O babă bălană mânca o banană babană. Cântecul cânta de cântăreața încântătoare, încânta cântărețul, încânta de cântăreața cântăreții!
că e cântarea cântăreților. Am găsit un text, dar n-are treabă. E, la noi n-am înțeles. Un cocos stârg, 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 stârg. Astea sunt efecte speciale, știu? Un cocos stârg, 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 stârg. S-a dus la disco, co, 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 stârgărărie. Unde se de cocos stârgăreau și alți cocos stârg ne desco, co, 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 ca să se descotoră. Băi, ca să se Nicolata, de aici, de la final. Ca să se descococostârcărească de cocostârcărăraia lui, bre! Yeah, 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 come on, yeah! Da, femeia asta e, e nebună și colorată. Tocmai de asta e... Dar n-ai cum să nu o vezi și deodată te uiți în ce e îmbrăcată. Știi ce mi-a plăcut mie? Mie mi-a plăcut de tine, cum ai prezentat cu publicitatea și partea. Deci parcă erai o răperiță adevărată și cu rochița aia, știi, legată și... Ia, eu rămân publicitate. Oh, yeah, come on. O fost vesel. Azi nu facem nimic? Nu ne batem cu perne? Nu distrugem nimic în studioul ăsta? Mai, trebuia să ne gândim. Ne-am zis că ar fi prea de tot, știi, în fiecare emisiune să vii și te exploatăm. Niște glod, niște făină, niște funigine, niște să mă iași cu capul pe undeva. Apropo, am văzut noi cu făină ceva și apropo trebuie de făcut. Mă trebuie să lăsăm ca ultima invitată, așa cum e și astăzi, pentru că după asta nu poți mai face interviuri. Da. Ei, știi cum, trebuie să facem nebunii, dar trebuie să avem și cu cine. Înțelegi? Deci trebuie să ai și cu cine să faci nebunii. Da, chiar. Dar că lumea se teme să facă nebunii pre la TV. Dar știi de ce? Dar știi de ce? De ce? Este că după asta te vede cineva și ce zice? Zice că ești proastă. Sau ești prost. Deci știi, uneori oameni buni, să avem simțul umorului. Hai, nu suntem la conferință, la simpozion aici. Da. Să mai vizionăm de divertisment, să ne distrăm, să dăm emoție și energie pozitivă. Exact. Băi, cât timp în zi suntem serioși și chiar avem toți treburile noastre și lucruri serioase de făcut. Da, mai să mă vezi pe mine în sala de dans sau sala de sport, dar nu mă recunoști, zici că călcată cu trenul, că bătută cu fața de perete, că e vai și amar de capul meu, care veselie, care zâmbet, care e o muncă acolo, știi, sau la repetiție, că aaa, te doare gâtul și tu poți, dar pe scenă la emisiune, la gata, e viață, e deschidere, e energie, pentru că de fapt de asta suntem noi, să oferim... un strop de bucurie oamenilor. Da, știu că și artiștii, cei care ajung aici pe canapea noastră și fac fața provocărilor, băieții de la cort cu pești s-au lovit. Și după asta, că unii colegi de breasă zic, băi, dar de ce ai acceptat asta? Adică, știi, cumva, chiar între breaslă se judecă nebunia normală. Stai puțin, eu cred că trebuie să fim liberi în acțiuni și mai cred că orice s-ar zice despre noi și despre tine, cel care ne urmărește acum, până la urmă este important să te simți tu împlinit și liniștit și echilibrat și acolo înăuntrul tău satisfăcut de ceea ce ești, ceea ce oferi, că fiecare dintre noi tratăm lumea cu... prin prisma felului nostru de a simți, independența de intelect, de minte, de suflet, de tot ce vrei tu acolo. Și știi? Mulți alții trăiesc de dragul să facă pe placul altora, da, nu de dragul lor. De dragul tău cumva. Și mai e o chestie, uneori oamenii știi, din cauza faptului că sunt judecați sau criticați, mai lasă mâinile în jos. Sunt oameni și mai slăbuți puțin de înger și de duh, știi? Dar tu de mult trebuia și pe jos, dacă era să i-a spus pe toți, noi așa? Noi trebuia să fim morți, mă! Noi trebuia să fim spăzurați, să fim arși pe rug, mă, de mult! De vreo 20 de ani încoace trebuia să fiu arsă pe rug, ca să-mi top păcătoasă și am făcut numai nebunii și bazaconii la TV. Deci chestia e că eu vreau să îi îndemn pe toți cei care ne urmăresc, să creadă în forțele proprii, să fie buni în interior și luminoși, să ofere și să împrăștie, să dorească lumină și să nu dispere, da? Am zis corect? Atunci când cineva îi judecă sau îi critică, pentru că până la urmă uneori facem greșeli, e adevărat, suntem oameni. Dar este important ce învățăm din acestea și pasul următor pe care îl facem. Nu crede pe nimeni când zice că poți sau nu poți, doar tu știi de ce ești în stare și chiar vreau să vă îndemn să mergeți înainte spre împlinirea viselor voastre, orice s-ar întâmpla. Apropo de asta, de critică și de critica uneori constructivă sau neconstructivă, tu citești comentariile adresate ție? Măi, se mai întâmplă. Vezi că nu pot să intru chiar la toate emisiunile sau pe toate site-urile de socializare, dar uneori sunt oameni care îți scriu exact ție, știi, pe pagina de Facebook, în privat, am privat, e cam privat, că nu mai reușesc să accesez toate mesajele. Dar îți scriu public și niște chestii, știi, așa, care aghioase. Accept totul, prieteni. Suntem oameni, avem fiecare punctul nostru de vedere. Dacă îi place omului muzica din, nu știu, Paraguay, Uruguay, ce mai fi, îi place muzica indiană, îi place muzica, nu îi place muzica mea, e ok. Dar ar trebui să învățăm să ne exprimăm puțin mai omenește și mai civilizat, să zic așa. Pentru că asta e ține de
Păi educație și se răsfrânge nu asupra mea, că eu continui drumul, da. Dar se răsfrânge asupra întregii societăți, se răsfrânge asupra vieții noastre în comun. Adică e ok să vorbești, dar trebuie să știi să te și exprimi civilizat. Da, uite, da? Ai văzut materialul video în care Natalia Gordienco cita comentariile? Păi am făcut și eu odată ceva de genul ăsta la tine la în emisiune, noi, dacă da, mai da. Ții minte. Și chiar mi-am pus și eu niște întrebări sacramentale la un moment. Deci că, da, spre exemplu, cine te mai ascultă, cum te mai ascultă? Am zis, băi, dar chiar cine? Că sunteți nebuni cei care mă ascultați. Nu sunteți oameni. Ce aveți? Ce aveți? Sunteți ok! Sunteți nebuni ca mine! Ce-i cu voi? Ce-i cu noi? Opriți pământul! Nu oprim pământ, că tu trebuie să ne cânti. Hai, că mai e drag. Ai scos din... lădițele vechi, o melodie veche. Da, e o melodie veche și folclorică românească, dar am cântat-o foarte mult în timpul ăsta, pentru că am avut și o orchestrație mai veche de cândva, dar pentru că este o piesă care vine, de obicei așa o prezint eu publicului, ca o întrecere muzicală între fete și băieți. Și adică vedem noi cine cântă mai bine într-un fel, fetele sau băieții, că băieții trebuie să cânte lo 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 lo, știi? Și fetele trebuie să cânte finuț pe refren, la 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 la. Și foarte mult la 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 acolo și la 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 ăsta cumva știi, unește bine inimile în aceeași atmosferă și energie frumoasă. Eu am cântat-o peste tot, cu prietenii cu chitara la foc, la cortofi copți. Prin saune cu prietenii. Da, nu știu, că nu-i prea sănătos. Să cânti în saună? Să cânti în saună, da. Păi faci saună, trebuie să relaxezi, auzi. Pe la concerte, pe la evenimente publice, evenimente private, zic cu prietenii, cu familia, în beci, la bunica, adică peste tot am făcut întrecerea asta muzicală. Moldovenii, în general, suntem un popor de cântători și cântătoare, așa că zic să mai facem lată încă o dată. Hai să facem lată! Să cu noi, bine? Da, numai decât că are și dansatoria dorința noastră, o să dansez și eu împreună cu ea. Să înceapă muzica!